și bine v-am regăsit! Tocmai ce am terminat de filmat un clip cu smacuri, cu produse pentru make-up, dar și câteva mici cumpărături de la Pepco, însă mi-a venit ideea să vă arăt și ce am luat săptămâna asta de la Lidl, pentru că doar ce a venit prietenul meu cu ultima serie de cumpărături, luasem și înainte câteva chestii care chiar erau la reducere și destul de interesante și am zis totuși să vi le și arăt, chiar dacă sunt aranjată la fel, m-am gândit că ar fi o idee foarte bună să vi le arăt. Am aici niște pește și chiar m-am gândit la el pentru că l-a mai cumpărat prietenul meu odată, i-a plăcut tare mult și acum a fost redus destul de consistent, cred că cu vreo 5 lei. Este vorba despre acest pește curcubeu, să mă uit exact cum se numește, să nu zic prostii, păstrăv curcubeu în tăviță de aluminiu. Nu insist pe prețuri foarte mult pentru că le afișez ca de fiecare dată. L-am trimis și să cumpere cadoul respectiv, nu să cumpere, să aleagă cadoul respectiv pentru că am atins pragul de 200 de lei și aveam de ales între sărățele și o sticlă de suc. Noi nu consumăm suc, cu atât mai puțin suc acidulat marcă proprie. Și am zis să luăm sărățelele. Eu consumam astfel de sărățele în școală, în general. Eu știu că aveam prin bancă mai mereu și mi-e destul de dor să mănânc câteodată, că mi-amintește de perioada aceea. Sunt sărățele cu cașcaval și acestea au fost gratuit pentru că am atins pragul respectiv și mai aveam o zi sau două până să expire acea ofertă. L-am trimis pe prietenul meu tot săptămâna asta să cumpere și niște legume mexicane, dar marcă proprie Lidl, pentru că erau reduse, de la 3 lei erau 2 lei și ceva, dar nu am fost pe fază la momentul în care m-a întrebat și a luat Edenia, care sunt de 3 ori mai scumpe. Mexican Edenia a fost în jur de 8 lei 600 de grame, iar acele erau 500 de grame 2 lei și ceva, nu contează, le consumăm. N-am mai putut să luăm și varianta cealaltă pentru că avem destul de multe lucruri în congelator și am zis să le terminăm mai întâi pe acelea și după aceea mai cumpărăm alte produse. Am luat încă o pâine, nu mai aveam mult din pâinea pe care am început-o zilele trecute, a luat-o din asta, franzelă albă Tastino, 400 de grame. Știu că e la un preț destul de bun și îmi place. Îmi place că are feliile mici, îmi fac dimineața sandwich sau le mănânc chiar și așa. Chiar îmi plac destul de mult. I-am trimis câteva poze cu produsele pe care le-aș vrea, printuri, și a găsit, văd, da, e cam desfăcută cutia, nu știu care a fost schema cu ea, sper să nu lipsească ceva dinăuntru. 4 bucăți de filet de cod tăiat din blocuri, fără oase, cu umplutură de brânză, edamer și plante aromatice. I s-a părut lui foarte interesant și mie de altfel, însă mie mi-au plăcut și alte bucățele de pește umplute cu cașcaval, dar cine știe, poate o să mai ajungem și luăm și varianta aceea. Se face și la cuptor, noi probabil că o să facem la cuptor, majoritatea lucrurilor le facem la cuptor, chiar și pe acelea care nu se fac la cuptor. Oferta, nu știu dacă e redus sau ceva, dar produsele au intrat de joi. Noi am fost la începutul săptămânii și de aceea am mai completat cu câteva cumpărături de joi. Probabil o să ne ducem și în weekend pentru că sunt afine la reducere și sper să le găsim în primul rând și în al doilea rând să fie bune, să nu fie stricate sau crude sau mai știu eu ce, pentru că chiar mi-e poftă de niște afine. I-am zis să ia și roșioare și văd că a luat niște roșioare pe care nu le-am mai încercat, interesante și sper să fie și gustoase. De obicei, cele care au și codiță și vreascul acesta sunt mai gustoase, eu așa am observat. Și sunt 500 de grame.
A luat și niște cașcavale. Erau două tipuri de cașcaval la reducere. Mă uitam când expiră, pe 3-a, 4-a este timp suficient. Era atât ementalerul la reducere, cât și cel afumat felii. Nu sunt chiar atât de pretențioasă la cașcaval, însă parcă aș fi vrut ementaler de data asta, dar atât timp cât l-am trimis pe el, e bun și cel afumat. Și a recumpărat salata de icre. Nu știu dacă data trecută a luat tot pe asta, pare că nu. Aceasta pare că e cu icre de ștucă de tulcea. Cealaltă parcă era cu ceapă. Sper să nu spun prostii, nici nu știam că sunt mai multe feluri. Eu nu mănânc salată de icre, dar el este nebunit, a devorat cutia cealaltă. Acum a cumpărat-o pe cea cu icre de ștucă din Tulcea. Erau la reducere fructele și legumele bio. Nu știu exact dacă și legumele, dar cred că și legumele, o parte din ele. Și am spus să ia niște kiwi. Data trecută știți că am cumpărat kiwi gold. Mi-a plăcut mult de tot, a fost tare bun. Acum am luat kiwi normal. Chiar sper să fac niște clătite. Mie îmi place să mănânc clătite cu ciocolată și ori cu căpșuni, ori cu kiwi. Pentru asta le-am luat. Nu sunt atât de tari, așa că sper să nu fie crude, să fie dulci și gustoși. Pentru dimineață am luat niște piept de pui afumat, pentru că nu mai aveam aproape nimic în frigider, am mâncat tot din holul alimentar trecut, cel puțin partea pentru dimineață. A fost 5,86 lei bucata asta de piept. Eu îl mâncam și în trecut și îmi plăcea destul de mult, doar că, după cum am mai spus, o să-ți repet, trebuie consumat cât mai curând, pentru că prinde poșniță din aceea lipicioasă și nu mai place atât de mult după aceea. Am luat un alt produs cadou, pentru că am ajuns la 350 de lei, cred că asta era limita, și aveam de ales între niște caramele cu frișcă. Mie nu-mi plac caramelele cu lapte sau cu frișcă, sau cu frișcă nu știu dacă am încercat, dar probabil că sunt asemănătoare cu cele cu lapte. Și am zis să ia ciocolata cu lapte și cu alune. Mai avem una cu caramel sărat de data trecută, dar atât timp cât sunt gratuit, nu contează cu ce aromă sunt. I-am zis să ia și lămâi. Nu mă așteptam totuși că sunt doar 3 lămâi, lămâi bio la reducere. M-am gândit ca de acum când folosim coaja de la lămâie, să luăm bio, pentru că am citit undeva că scrie să nu consum coaja și noi mai puneam lămâi obișnuite, coaja de la lămâi obișnuite în cozonac. Am zis de acum să avem puțin mai multă grijă, nu știu dacă ajută neapărat la ceva, dar așa m-am gândit eu. Au 500 de grame și sunt 3 lămâi. Probabil că o să le pun la ceai, pentru că pește proaspăt, nu știu dacă avem, s-ar putea totuși să avem la congelator pește și am putea să punem și pe pește. Dar în principiu m-am gândit să le folosesc pentru ceaiul de dimineață. Încă consum ceai în fiecare dimineață aproape. Pentru că erau reduse, adică erau 10 lei în loc de 13 lei, a zis prietenul meu să ia ouă bio de data asta. Mă întrebase dacă vreau de prepreță, dar eu cum nu am răspuns pentru că filmam celălalt clip, nu am putut să-i zic dacă vreau sau nu vreau, dar bine că le-a luat pe cele normale, obișnuite, astfel putem să facem diverse chestii cu ele. Pâine nu, pentru că am cumpărat, dar poate facem niște clătite, pentru că de când zic că o să facem niște clătite și nu se mai întâmplă asta. Și m-a anunțase că a cumpărat și bacon. Noi consumăm atât baconul de la Picoc, cât și celălalt, dar mi se pare mai bun cel de la Picoc, mai ales cum îl prăjim noi.
Știu că e foarte sănătos, dar odată la ceva timp poftim la bacon cu ou și cu avocado. Avocado n-am mai luat. Data trecută când am luat avocado la plasă, culmea este că i-am prins super ok. Am mâncat doi, au fost perfecți, absolut perfecți, dar cum am mai fost plecați, ba la examene, ba pe unde am mai fost, am uitat complet de ei și s-au stricat și m-am ofticat atât de tare pentru că urăsc să arunc mâncare, dar bine că ne-am putut bucura măcar de doi avocado buni, pentru că în ultimul timp nu prea se mai găsește bun pe nicăieri. Acum nu avem deloc, tot era mai bine și un avocado mai nu atât de bun decât deloc. Vă mulțumesc pentru vizionare, am zis tot o să vă arăt aceste cumpărături chiar dacă nu sunt foarte numeroase, pentru că marea majoritate din ele sunt din oferta de săptămâna asta și sunt la reducere și m-am gândit că poate nu ați avut ocazia să mergeți până acum și poate vă dau o idee de produse pe care ați putea să le găsiți la prețuri bune și unele dintre ele chiar sunt și bio. Vă pup și ne vedem data viitoare!